privind aprobarea unor documentații tehnico-economice și a deviziilor generale pentru următoarele obiective de investiții. Amenajări interioare, clădiri administrative, capăta Comuna Bravoiești, județul Bacău. Amenajări interioare, clădiri administrative, Căluznata, Comuna Bravoiești, județul Bacău. Amenajări interioare, clădiri administrative, Băzrășcan, Comuna Bravoiești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizat și a deviziilor generale actualizate cu obiectivul de investiții extindere de rețea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Bravoiești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Radio Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului mai sus menționat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în Comuna Bravoiești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Aniel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, lucrări de amenajare, mormânt de război și construire, operă comemorativă, sub locotenentul Turică Gheorghe. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Bravoiești și ale autorităților publice locale din Comuna Bravoiești pentru anul 2023. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tănasă Daria pentru obținerea unor rezultate deosebite. 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri administrative și bugetare pentru anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bravoiești pe anul 2022. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local al Comunei Bravoiești pentru anul 2023. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bravoiești, județul Bacău, aplicabile în anul 2023. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ teritorială Comuna Bravoiești, județul Bacău. 12. Interpelări, petiții diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? În unanimitate, mulțumim. Avem o suplimentare pe ordinea de zi. Bună, aș vrea să introduc pe ordinea de zi suplimentar proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de evaluare impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție plan urbanistic zonal centrală electrică Eoliana Onești de 85 MW și raport la stația electrică Borzești. Este vorba de acele două centrale eoliene pe care doriți să le punem în locația rotundă, dar știm cu toții că locația nu este locuită. Iar investitorul, pentru a putea da drumul la investiții, a realizat acest studiu de impact care arată că nu este afectată sănătatea populației. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? În unanimitate. Mulțumim frumos. Doamna președinte. Supunem la vot procesele verbale din ședințele de luna octombrie. Cine este pentru? În octombrie? Noi octombrie. Mulțumim. Intrăm pe ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-economice și a deviziilor generale pentru următoarele obiective de investiții. Amenajări interioare, clădiri administrative, Capăta, Coltinata, Pătrășcani, Comuna Bravoiești, județul Bacău. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, onorat Consiliu. După ce anul acesta am rezolvat problemele esențiale la Capăta și Păltinata cu privire la acoperiș, prin care ploua în interior, nici nu puteam discuta de altfel de o amenajare interioară până nu rezolvam problema acoperișului. Iar la Pătrășcani problema aspectului exterior este rezolvată și arată foarte, foarte bine clădirea. Vrem să parcurgem și realizarea unor amenajări interioare pe toate cele trei investiții în cursul anului care vin. Știți foarte bine că, în primul rând, acolo se votează, odată la câți ani se stabilește ca fie alegerile.
și ne dorim, iar eu personal doresc să le transform în sedii secundare ale primăriei, unde în fiecare săptămână de la primărie se plece un grup de 3, 4, 5 funcționari ca oamenii să-și rezolve problemele la ei în sat, să nu mai vin la sediul primăriei. Documentațiile aveți atașate, sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. Eu consider oportun proiectul și tot ceea ce ține de investițiile în conservarea patrimoniului și îmbunătățirea lui, sunt, zic eu că sunt binevenit. Mulțumim frumos, mai sunt în scrie la cuvânt. Cine le face? Băieții la... Firmă. O să scoatem la licitație fiecare obiectiv în parte și o să vină o firmă cu, acolo, cu garanții de execuție. Supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Burabăi, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Domnule primar. Da, suntem la faza de aprobare a SF-ului. SF-urile au fost predate, pot fi verificate. Sunt o documentație foarte vastă, nu poate fi atașată la material de ședință. Din două motive, sunt foarte multe hârtii și diverse formațiuni de pagini, a 3, a 5. E foarte greu să le atașăm la un material de ședință, dar pot fi verificate la sediul primării, la domnul Panțelu Cornel, au fost predat SF-ul. Avem și indicatorii tehnico-economici. Eu o să vă spun în mare despre ce este vorba, nu cred că este o inginerie extraordinară. Este vorba de două sate care vor intra la finanțare. Satul Buravăi e zona de deal și ceea ce nu este prins pe capăta, pe alimentarea actuală. La Buravăi se va face în modul următor, undeva în zona magazinul la doi pași, Urița la Dunava, cum o cunoaștem cu toții, strada Lăcușor, va fi stația de pompare a apei din rețeaua principală, va împinge într-un rezervor de 10 metri cub sau 200 metri cub, vedem ce o să stabilească proiectantul exact, pe terenul pe care l-avem cumpărat de la domnul Barbu, iar de acolo distribuirea se face gravitațional. La capăta se vor face două înțepături cu conducte și cămine de vane aferente pentru, din rețeaua, din magistrala principală, pentru a aduce apă și în zona Marian Greciuc, Greșciu jos și acolo în partea despre Chichim, unde lipsește conducta de apă. Despre asta este proiectul. După aprobarea hotărârii, în curs săptămâna viitoare, împreună cu consultantul, o să ridicăm toate documentele pe platforma MedLPA, urmând ca în luna ianuarie să semnăm contractul de finanțare. Execuția va fi, lucrarea va fi scoasă la execuție prin licitații. Voi cuprinde în același timp întocmire proiect tehnic cu execuție, ca să nu mai pierd timp să scot proiectul tehnic separat și execuția separat. Mă scutește pe mine drumuri la proiectant, proiectantul cu constructorul vin în tandem și își fac treaba. Deci nu este un proiect atât de ingenios, vast, ci pur și simplu e necesitate care trebuie făcută. Mulțumim, mai sunt înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, proiect integrat pentru finanțarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Burabăi, județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Domnule primar. Același lucru și în cazul cel de-al doilea proiect pentru care am primit finanțare pe Angel Salini, este vizează modernizarea rețelei de apă, respectiv înființarea unei surse alternative de apă și înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și apă uzată, în principiu. Avem două componente în cadrul proiectului, pentru că vorbim de un proiect integrat, avem componenta pe apă, care presupune înființarea unei stații de captare, tratare a apei din canalul aparținând apelor române denumit canal priză, cum este cunoscut cel din dreapta drumului județean 119. Am renunțat la ideea de a fura puțuri din mai multe motive și ascultând de sfatul specialiștilor. Apă care va fi taxată cu 50 de bani metru cub față de 3 lei și cu cât o luăm acum de la Raja.
Componenta aceasta presupune un efort bugetar din bugetul de stat de 3,7 milioane de lei noi pentru această sursă alternativă de apă, după care încep lucrările pentru canalizare pe raza comunei Gura-Văii. Lucrările vor fi făcute în funcție de câți bani vor ieși în proiectul tehnic. Nu sunt convins că toată suma ne va acoperi lucrarea. Rămâne să reiasă acest lucru din PTH și vom vedea exact și concret unde ne încadrăm. Obligatoriu, prima dată, lucrările vor începe cu stația de epurare. Este primul lucru, avem terenul pentru ea. Este deja prins în domeniul public al comunii Gura-Văii. Este vorba de zona de ieșire din satul Pătrășcani către Vieșoara, pe dreapta. Acolo este prevăzută a fi stația de epurare. La fel, după aprobarea hotărârii, vom începe procedurile de urcare a documentelor în portalul online al Ministerului Dezvoltării, urmând ca tot în luna ianuarie să semnăm contractele de finanțare. Evident, lucrarea în cazul ăsta va fi separată. Vom scoate licitații proiectul și separat va fi și execuția, fiind o sumă foarte mare. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu. Votăm. Cine este pentru? În unanimitate. Mulțumim. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, lucrări de amenajare în moment de război și construire operă comemorativă sub locotenentul Turică Gheorghe. Domnule primar. Da. Inițial am crezut cu domnul secretar că o să scăpăm ieftin la instituțiile statului avizatoare, de altfel. Iată că nu s-a putut. A trebuit să refacem documentația conform unor norme mult, mult mai stricte. Au vrut, efectiv, în detaliu tot ceea ce înseamnă operă comemorativă, tot ceea ce înseamnă mormânt de război, tot ce înseamnă împrejmuiri, tot ce înseamnă parte de avizare, nu au discutat decât cu lucrări în detaliu. Astfel că am refăcut documentația tehnică economică, suferind astfel și modificări, ne-am aprobat inițial o sumă, dacă v-ați aminte, pentru era vorba de aproape 30.000 de lei. Suma se dublează acum, pentru că implică împrejmuiri, implică turnări de beton, turnări de placă pentru groapa, mormântul efectiv, deci sau mai diversificat, să spun, lucrările. Oricum nu e o sumă extraordinar de mare. Vorbim de construcții plus montaj 68.000 de lei cu TVA inclus. Adică nu e o sumă mare, dar trebuie să o facem pentru că fără modul ăsta de lucru cu documentații tehnico-economică nu ne acceptă Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, nu ne acceptă demersul. Ne-am supus, v-am spus că pentru acest lucru au cerut inclusiv autorizați de construire cu aviz de la Telecom, de la lucrare electrică, de la Telecom. I-am spus că nu-i punem telefon, dar nu au vrut să ne creadă. Asta e țara, fără prea multe comentarii. Mulțumim. Sunt înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Gura-Văii și alte autorități publice locale din Comuna Gura-Văii pentru anul 2023. Domnule primar. De obicei, vă propuneam proiectul ăsta în luna ianuarie, dar schimb pentru că pe data de 13 avem, poate Gura-Văii are un dosar la judecătoria Onești, două dosari, de fapt, cu o bună prietenă de-a mea, Dănăiță Mioara. V-am propus din luna aceasta să demarăm procedurile, pentru că la 1 ianuarie să avem deja apărător angajat. Mai sunt dosare pe rol. Cel mai important dintre toate, chiar astăzi ne-a fost comunicat faptul că am fost admiși în cadrul Tribunalului Specializat Cluj, am fost admiși ca și membri majoritari ai adunării creditorilor pentru fosta firmă care a efectuat lucrarea de apă, iar suma cu care am fost admiși la masa credală este de 107 miliarde. Reprezintă o pondere de 51,49% din total masa credală care a avut o firma respectivă. Deci suntem majoritari. După ANAF, care sunt creditorii privilegiați, noi suntem creditorii majoritari și noi dictăm ce se întâmplă cu bunurile firmei. Deja s-a început să facă inventarul firmei. Mai rămâne doar să avem și hotărârea de la București, care este foarte esențial.
Deci este un dosar mare, greu. Doar pentru asta eu propun achiziționarea unor servicii în aceeași formă, cu abonament lunar, nu plătit pe fiecare dosar în parte, un, cu niște costuri care să, să zicem, care acoperi salariul net al unui consilier juridic, să ne scutească pe noi de plățile către stat, adică undeva la 4.500-5.000 de lei pe lună, un abonament e, e suficient, zic eu. Mai sunt și alte dosare, dar mai puțin importante. Dintre ăsta vi l-am menționat, cel mai, cel mai băriț, da, să zic așa. Firma? Secea Întrepriză, Drumul și Podul. Este firma care nu judecăm, ei au câștigat contractul pe alimentare cu apă. Și li s-au identificat bunuri, au utilaje în patrimoniu, au început inventarierea propriu-zisă de către cei care au cerut falimentul, s-au desemnat lichidatorul. Noi ne urmăm proceduri. În schimb, suntem foarte condiționați și de dosarul pe care îl avem în instanță cu prejudiciu de la, de la București, unde are firma sediu principal. Asta e un dosar mare, greu, important. V-ați spus, ați auzit valoarea, 107 miliarde, îs bani. Deci dacă câștigăm jumătate, tot e bine. Tot e bine. Mai am astfel, am dosare cu, două dosare cu Dănuiță Mioara pentru obiecte de patrimoniu, pentru bunuri de, din domeniul public. Foarte multe dosare cu domnul Macovei Traian, da, astea sunt la minți contravenționale, dar trebuie să, trebuie să te reprezinți, nu poți duci la toate, are în jur de 230 de milioane amenzi. Ca idei. Deci trebuie să ai cineva care să preiezi din instanță și alte dosare care o să vină, comisii locale de fond funciar, pământuri care nu o să se mai termine niciodată și probabil și primarul o să se judece pe tema asta și până o să dea și o lege că nu se mai dau pământuri înapoi, decât fizic, o să ne implicăm în continuu. Mulțumim. Sunt prieteni la cuvânt? Spunem la vot cine este pentru? În unanimitate. Mulțumim. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulet financiar elevii de clasă Daria pentru obținerea unor rezultate deosebite. Da, noi chiar am ajuns să ne mândrim, am ajuns să avem un, un brand local prin Daria Tănase, care nu știu ce face, ce mănâncă, ce nu mănâncă, reușește numai locul 1 la campionate naționale, campionate olimpiade naționale. Și, sincer, vreau să vin în fața dumneavoastră cu un alt tip de proiect de hotărâre, doar că nu i-am găsit baza legală, din cauza multitudinii de ordonanțe de restricții, dar o să reușesc chestia asta. Eu cred că pe, pe echipamentul Darii va trebui să apară ca sponsor Consiliul Local Gurabă, este părerea mea. Și trebuie să găsim o formulă legală ca să, să reușim să-i dăm o rentă lunară. Și o să mă zbat în sensul ăsta, pentru că așa ar fi frumos ca la fiecare competiție ne reprezintă, pe costumașul la ei să apară scris ca sponsor Consiliul Local al Comunii Gurabăi, că ne facem noi bine ca imagine și reușim și pe ea să o, să o motivăm lunar, nu doar la când ne aducem aminte de ea că a luat rezultat. E posibil de timp să mai fi câștigat de ceva, că mai fost competiții, dar astea sunt ultimele documente pe care le-am primit. Suma, o știți, 1000 de lei, nu-i, nu-i o sumă enormă. E o sumă care ne arată care arată ei că nu îi pasă. Ia și poate să-și cumpere lucruri ce vrea. Bravo, ei fericită. Sună în penal, ia să-mi dea așa, în amțele. Oricum au, eleva este la cursul de Romești și știu foarte bine că este stimulat și de acolo, de Consiliul Local Romești. E bun încurajat. E bine și inițiativa dumneavoastră să aibă și ca sponsor Consiliul Local Gurabăi. Face gimnastică? Da, e performanță. Da, da. Fi blocat ca să... Locul 1 la național. Să nu vadă toată țara cu plecării de la noi. Eu sincer... Consiliul primar, Consiliul Local Gurabăi. Un semn. Mi-aș dori tare cum ca la următoarea competiție să aibă echipament pe care să scrie Consiliul Local Gurabăi. E minunat, pentru că vedeți în toată țara toate echipele de... E halbala. E halbala. Primăria și Consiliul Local, nu o să dați găsi o soluție ca să-i dăm. O să caut formula legală. Îmi puteți nu-i imputicută din modul. Eu așa, aș vrea să-i dăm o rentă lunară, nu sărăcim, v-am spus, nu sărăcim. 500 de lei, dar fi mult. Da, luna. Ceva de genul. Am zis o idee eu acum. În toată țara, toate echipele de fotbal și acolo sunt bani foarte mult. E bine, știi primării ce... Da, da, și eu n-am cerut acolo să-i dăm 10 lei pe lună. La un copil acolo și 500 de lei. Cât găsim soluția cea mai bună pentru ea și pentru la, la cât te permite. La unul care nu are 500 de lei, nu. Da, normal. Da, normal. Dar da, vedeți, la alte primării, vorbim și de orașe mai mari, nu știu, care sponsorizează echipe de fotbal, vorbim din zeci de mii.
La și noi nu putem posunii. Să-ți la capitolul general. La urmă, facem altfel dacă să ne mândrim că poartă numele Consiliului Local. Punem fiecare consilier câte 10 lei, 20 de lei și dăm acolo. Păi da, ai 550 lei, nu vrei? Punem 10 lei, 20 de lei. Câte 50 de lei? Eu zic că domnul primar să găsească. Asta și eu. Dar asta doresc și eu. Adică ne reprezintă comuna și pe noi, bineînțeles. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu, spune doar. Supunem la vot. Cine este pentru? Omul două. Mulțumim. Nu, gata, să nu ne mândrim cu ea. 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri administrative și bugetare pentru anul 2023. Domnule primar. Mulțumesc. Cei care au fost la ședința pe comisie, am discutat în detaliu fiecare măsură. O să încerc să fac un rezumat ca să înțelegeți justificarea acestor măsuri. Prima măsură care vizează o măsură administrativă este că în anul 2023 utilajele aflate în parcul propriu al UAT Comuna Curavăi nu se închiriază. Motivarea este următoarea. Am cheltuit enorm de mulți bani ca să le aduc la o stare de funcționare cât de cât optimă, doar pentru bulul excavator pe care a fost domnul Burlan Costel, am cheltuit 1.100.000 ca să-l aduc pe linia de plutire. Am schimbat tot în el. Tot. De la pompă mecanică, pompă de motorină, pompă hidraulică, supape, dacă mai schimba roțile și caroseria, era oricum, aproape tot. În clipa în care duci să-l închiriez la un om, omul, în primul rând, nu apreciază valoarea utilajului, costurile cu utilajul și orice sumă i-ai pune-o prin Consiliul Local, oricum mi se pare că l-ai văduvit. El oricum plătește taxe și impozite și are dreptul. Ori eu nu mai vreau să mă mai fi pus în situația în care lucrând pe domeniul public, să strici utilajul și să stau 5-6 luni fără el. Doar o pană, dacă o faci, la o închiriere, e 50-60 de lei. Da, el îți dă 1.200.000, 1.300.000, 1.800.000 pe oră. Dacă o ai făcut pană, am ajuns nicăieri. Deci este una din măsurile pe care eu o propun și consider profund justificată, pentru că valoarea din închirier este nesemnificativ față cu de costurile de reparație și întreținere. Prin excepții, în cazuri temenii justificate, utilajele din parcul auto se pot închiria doar cu aprobarea prealabilă a proprietarului de drept Consiliul Local. Deci dacă vreodată voi propune o închiriere, vă propun pe hotărâre Consiliul Local. Păi de proconsilier are nevoie. Nu știu dacă o să-și voteze, pentru că e vorba de dreptate. O altă măsură. În anul 2023, în bugetul local al Comunei Curavăi nu vor fi prinse sume de bani pentru cursuri de formare profesională inițială sau continuă, cu excepția cazului în care acestea sunt bugetate din proiecte cu fonduri externe. De când am intrat primar, 2 ani de zile, cam tot primăria au ajuns la cursuri de perfecționare profesională, nu mai au nevoie, cu câteva excepții la contractuali, care oricum nu exercită activități de putere, prerogative de putere publică, nu se impune mersul lor la cursuri. Nu e o sumă enorm de mare, dar e o sumă la care facem economie. În anul 2023, finanțarea activității cultelor religioase se va realiza prin conceptul apel de proiect. Primul venit, primul servit. În acest sens, se va elabora un regulament local în maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Așa cum a spus ședința pe comisii, această măsură nu vine ca să facă economii la bugetul local, ci vine să ne acopere pe noi de hârtii. Am avut experiența neplăcută cu curtea de conturi, care a imputat sume de bani bisericilor, pe care noi le-am acordat cu bună credință, doar pentru faptul că preoții au fost mai puțin atenți în justificarea sumelor. Din fericire, am câștigat la fond în instanță, la tribunal, și măsura imputării sumelor către biserici a fost eliminată. Dar asta nu înseamnă că pe viitor vom găsi aceeași clemență la judecători, iar incertitudinea noastră în a finanța proiecte rezumă doar din simplu fapt că la momentul actual preoții depun o cerere. Domnule primar, vă rog frumos, sau către Consiliul Local, să aprobați o sumă de bani, alții cer câte 4 miliarde, alții câte 100 milioane, depinde fiecare în parte, pentru activitățile religioase a parohiei cu tare. Ele trebuie cuantificate sub formă de proiect. Iar regulamentul va cuprinde așa, proiecte care implică autorizații de construire, proiecte elaborate temenic, vor primi un punctaj cu adevărat mai mare, proiecte care vizează lucrări de reparații și amenajări cu deviz general asumat, iar în clipa în care ai venit cu deviz general, îți pot acoperi ca și cheltuială doar ceea ce scrie în deviz, nu mături și alte treburi, sau cheltuieli de întreținere și curățenie, care vor primi cel mai mult punctaj. Dacă nu te rămâne, scoate portiția.
Lăsați-mi scoate, că nimic nu se prime. Se va face apel de proiecte cu 30 de zile înainte, exact în regim de fonduri europene. Primăria Gurabăi organizează finanțare, apel de proiecte pentru culte. Se vor depune proiectele, va fi o comisie din care veți face parte și dumneavoastră, cu un consilier de la fiecare formațiune politică. Vom evalua după o grilă proiectele. Proiectul care va primi punctajul cel mai mare va primi prin hotărâre de Consiliul Local suma cea mai mare. Dar cu proiectul, cu hârtiile în față, nu urmând să umblu eu după preot să-mi aducă documente justificative. Dar cum? De la data în care mi-aduce extrasul de cont că ți-au intrat banii, nu înainte. Deci ne complicăm în niște chestii dând banii înainte, ca să nu folosesc o expresie mai urâtă. Și după aia, tot noi alergăm după justificări. Tot noi. Deci, când i-a dat banul și-a făcut treaba, dar când e vorba de decontat, uite, ba, n-am avut timp, ba, nu mi-o virea bancă, ba, n-am extrasul de cont, ba, bla, bla, bla. Nu. Îți dau bani în condiția când mi-era scărinte fictie. Asta e una din măsuri. În anul 2023 nu este permis achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante sau multifuncționale, mobilier de birou, cu excepția cazului în care acestea sunt bugetate din proiecte cu fonduri externe, ori există încadrat personal nou prin procedurile prevăzute de lege. În 2 ani de zile am modernizat suficient primăria la capitolul mobilier, la capitolul dotări, capitolul calculatoare, laptopuri multifuncționale. Anul viitor nu vreau să mai cheltui bani nici pe niciun laptop, pe nicio imprimantă, pe nimic. Sunt suficiente resurse logistice pentru a se lucra fără probleme. În anul 2023, funcționarea iluminatului public se va face în două programe stabilite prin dispoziția primarului, în funcție de alternanța lumină-întuneric, un program neputând depăși ora 00:30, iar cel de-al doilea neputând începe anterior orei 4:30. Observați cu toții bulibășat din spațiu public cu privire la cine depune cereri de plafonare, cine nu le depune, eu vă spun un singur lucru pe care îl constat lunar. Mie factura la curent îmi crește. La iluminatul public. Că plafonare, fără plafonare, văd că deocamdată a început să cam dubleze. Cu sau fără plafonare. În anul viitor avem în implementare proiectul modernizare iluminat public, dar eu vă spun că de la 477 de lămpi la 800, nu se face nicio economie dacă lasă să meargă la regim continuu. Deci, voi menține același program care, de fapt, e impus de pe vremea domnului Mihalcea. Tot e. Da. Dar este atunci nu era prețul la lumină cât e acum. În anul 2023, deplasarea autoturismului din parcul auto către instituțiile de interes din municipiul Bacău se face o singură dată pe săptămână, în zile de miercuri. În cazul temeiei justificate cu aprobarea primarului, se pot efectua deplasări către instituțiile de interes din municipiul Bacău și în alte zile, dar fără a se depăși 7 deplasări pe lună. Excepție la prezentul alineat, fac deplasările către București, la Ministerul de Resort, ori la Iași, la AFIR. Acolo nu știu când mă cheamă. Acolo când mă cheamă trebuie să mă duc. În rest, la Bacău nu știm când mergem, în mare parte. Există rare cazuri când sunt solicitat ad hoc. Te duci cu rata și... Dar n-am mai fost. În anul 2023, cheltuielile cu reparații pentru utilaje din parcul auto al UATEI Gurabăi nu vor putea depăși suma de 100.000 de lei cu TVA inclus. Am spus-o în ședința pe comisie, în clipa în care s-au mai stricat un utilaj cu reparații cu una cu alta, depășește 100.000 de lei, l-am tras pe dreapta și să rămână pentru masă. În anul 2023, urmatorul principal decrete, împreună cu aparatul de colectare și încasare, cu aparatul specialitate, vor depune toate diligențele pentru creșterea gradului de colectare și încasare a veniturilor proprii, valorificarea bunurilor aparținând domeniului privat prin vânzare ori închiriere, atragerea de investitori și fonduri externe nerambursabile. Deja am pus în mișcare, prin dispoziția 333, o măsură prin care agenții fiscali se vor deplasa din poartă în poartă și vor încasa, începând cu 1 ianuarie, taxe și impozite la populație în regim door-to-door. Este una din măsuri. Vă spun de ce iau măsura asta. 11 miliarde 700 de încasate la momentul de față. 11 miliarde 700. Sunt bani. Neîncasate. Toată lumea pretenții. Vrem aia. Cu gaură de 12 miliarde în urmă, greu cu finanțele lucrurile. Uitați-vă la cofinanțe. Și mă ia dragi ăștia, trebuie bani. Eu v-am spus, eu sunt de acord că lumea e micăjită, cum spune lumea, dar am văzut că totuși toți au o mașină, toți își permit motorină. Deocamdată pe la Kaufland îți cam dai viața când intri. Nu văd. La Black Friday o depășit cu anul trecut cu 25%. Probabil sunt și dintre ai noștri care comandă. Nu cred că numai din alte zone. Da, pretențiile multi, drepturi multi, obligații văd că deloc. Eu dau
primul. Asta vă spun că anul viitor execut până la ultimul leu orice debitor. Avem acum om pe urmărit debit și executări siniti, până la PV sechestru imobil, dacă e nevoie. Pentru că sunt 11.700 totuși. În anul 2023, viceprimarul Comunii Gurafăi, Biroul de Servicii și ADPP și Compartimentul Poliției Locală au stabilit ca țintă reducerea cu 10% față de anul 2022 a cantității totale de deșeuri generate și creșterea cu 10% a cantității de deșeuri reciclabile generate față de anul 2022. Cel puțin parte de deșeuri suntem într-un fiasco total. Am acesta, o să vedeți în ședința din ianuarie. Am pus din bugetul local numai puțin de 1.600.000 pentru a acoperi taxele de salubritate neplătite și neîncasate. Dar, în schimb, deși au decedat 163 de persoane până la data de astăzi, în anul în curs am generat cu 25% mai mult gunoi decât în anul anterior. Asta înseamnă că se aruncă orice, oriunde, oricând, fără bun simț, fără limită de... încărcându-ne la maxim nouă factura de deșeuri. Deja am început, știm ce avem de făcut, urmează eforturi colosale, vă spun. Deci, eforturi colosale de a rupe reciclabilul de menajer. Să mergi din poartă în poartă cu remorca, cu basculanta primăriei, nu face tanda primanda. Dar nu am un control. Ca anul viitor am fost informați că taxa la salubritate va crește cu 30%. După care, așa cum bine știți, când am organigramă, eu sunt obligat să bugetez toate posturile, fie vacante, fie ocupate. Pentru a reduce cheltuielile generate de fondul anual de salarii, se aprobă următoarele măsuri. Funcția publică vacantă consilier clasa 1 juridic superior din cadrul compartimentului juridic și tare civil se desființează. Se înființează funcția publică vacantă de consilier clasa 1 juridic, dar grad debutant. Vorbim de diferență de salariu enormă și vechime. Funcțiile publice de polițist local, clasa 3, grad profesional asistent din cadrul compartimentului poliției locale, 2 la număr, se desființează. Acestea sunt primele măsuri pe care vi le propun a le lua, sunt, mă încarcă pe mine cu atribuții, nu pe dumneavoastră. Adică mi-am dat singur de treabă, ca să mă exprim corect. Nu mi-e frică de a face treabă, dar trebuie să am și un cadru legal local stabilit pentru a putea da curs acestor măsuri. Dar poate mi-am trebuit să dau voi la angajare acum. Și asta ce înseamnă? M-am pus să angajez? Am dat. Dar nu se bate. Din la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gurafăi pe anul 2022. Domnule primar? Da. O să vă prezint proiectul așa cum e și o să vă propun și un amendament, pentru că asta am primit o adresă, că am mai primit niște sume de la guvern. E vorba de mișcări între conturi. După cum vedeți, la salubrizare mai avem de acoperit, la iluminat mai avem de acoperit 3.000 de lei la cea extindere la Pătrășcani și cheltuiel materiale diverse pentru finalul de an. Diminuarea o facem tot din veniturile proprii, nu o facem de la investiții, doar că față de proiectul pe care vi l-am propus în față, propun la partea de venituri suplimentarea cu suma de 123.000 de lei bani alocați din fondul de rezervă al Guvernului, care la partea de cheltuieli vor intra la capitolul 5102 autorități executive, urmând a rămâne în fondul de rulment pentru anul viitor. Acesta este amendamentul. Votați întâi amendamentul și după aia proiectul. Cine este pentru amendament? În unanimitate, mulțumim. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? În unanimitate, mulțumim. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local al Comunei Gurafăi în 2023. Domnule primar? Da, domnul secretar, am rugămintea să consemnați faptul că din data de 17-11 până la data ședinței, de când am publicat anunțul de transparență, nu au fost înscrise obiecțiuni, amendamente, ori opinii contrare față de proiectul de hotărâre. Proiectul taxelor și impozitelor locale pentru anul viitor este unul simplist, ușor de înțeles pentru cine vrea să-l înțeleagă și vine ca să sprijine eforturile bugetare pe care le avem de pus anul viitor. În condițiile în care, vedeți dumneavoastră că nu, gradul de colectare e unul scăzut. E, articolul 491 din Codul Fiscal ne obligă să actualizăm taxele și impozitele cu data inflației pentru anul fiscal încheiat. Anul fiscal încheiat este 2021.
Și INSE-ul a publicat o rată de inflație cu 5,1%. Aceasta ne obligă legea. E obligație legală. În clipa în care nu facem acest lucru, ori curtea de conturi va calcula ea penalitățile necesare și va imputa Consiliul Local că nu a aprobat, eu am propus, ori cineva va face o plângere penală pentru nerespectarea prevederilor codului fiscal. Deci, pe acești 5,1% nu am cum să nu intervin, n-am cum să îi dau la o parte. Pentru categoriile de taxe, terenuri și curți construcții, doar atât, fără auto, specific, fără auto, terenuri și curți construcții, mai propun o majorare cu 4,9%. Ca împreună cu rata inflației să se creeze un 10%. Omul care plătește până pe 31 martie primește o bonificație, o scădere de 10%, adică lui nu i-a crescut nimic. Bunii platnici nu vor suferi deloc. Răii platnici, evident, că vor avea o creștere, dar nesemnificativă din punctul meu de vedere. De ce am propus asta? Deci, repet, doar la terenuri și curs construcții. Nu la auto. La auto crește cu rata inflației, ca așa spune legea. În rest, doar la terenuri și curs construcții. Vrei să faci dezvoltare. Pui în raport comuna. Ca și cu comuna Gura-Voi. La noi, 90% din case sunt din paiantă. Da? Este cel mai mic grad de impozitare, iar până în momentul de față se plăteau 7,77 lei pe metru pătrat. 7,77 lei. O casă de 100 de metri pătrați plătea 77 de lei pe an. Din 77 de lei și apă, și canalizare, și drumuri, în condiții în care din totalul de 2000 de case, undeva la 1500 sunt numai din paie. Foarte puțini sunt din bolțari și cărămide. Foarte puțini s-au construit în coace. Pe când la Cașin, cartierul Andreșești este format numai din case care se supun grele impozitări, unde sunt 14-15 lei metru pătrat. De aici este diferența de venituri proprii. Ai clădiri vechi, ce nu știu casa acolo. Încasezi puțin. Cine putere? Cine putere? Cine au bani? Cine au bani? La propunerea care v-am făcut-o, va crește de la 7,77 lei metru la 8,80 lei metru. E bun, că nu e... Nu cred că acum e un efort financiar enorm. Dar la global, pe noi ne ajută să cofinanțăm măcar un proiect. Deci nu radiază ele. Nu e chiar lutul, lemnul. Despre asta e vorba. În rest, taxele locale sunt cele pe care le-ați văzut acolo, sunt cele clasice, 5 lei, o adeverință, taxe de funcționare, cu starea civilă, cu autorizații de construire, sunt toate rămase la același stadiu, n-am modificat nimic. Asta este singura modificare. Pentru că avem lucrări grele anul viitor, determinat, de început și de cofinanțat, iar dacă nu am de unde, ne vom întâlni la știința de buget și o să spuneți la care renunțăm. Și consemnăm un proces verbal, domnul deputat a spus renunțăm la proiectul ăsta, că nu am de unde. Doar la canalizare avem 13 miliarde. 13 miliarde. Avem determinat alimentarea cu apă. Nu acolo avem depus 31 de miliarde. Bugetul local. Din bugetul local. Dacă mergem așa cu 7 lei, da, da. Mai puțini pretenții după aia. Și așa sunt pretenții mari. Este decizia Consiliului Local. Eu am datoria să fundamentez un buget, să fundamentez un nivel tax și impozite realist cu nevoile. Oricum ele se mulțesc cu 0,1% cât e rangul comunii, rangul 4 și 5. Deci nu vă imaginați acum că am nenorocit populația. Sub nicio formă. La auto, v-am spus, nu crește decât cu 5,1% care este rata de inflație, asta înseamnă aproape infim. Iar la terenuri și curți construcții cu total cu un 10%. De exemplu, cine a plătit 100 de lei anul trecut, va plăti 110 lei anul acesta. Iar dacă plătește până pe 31, va plăti tot 100 de lei. Eu trebuie să-mi fac prevederi bugetare pentru finanțarea activităților de anul viitor. Dacă încep să vă enumăr lista cu cofinanțările pe care le avem, o să zic eu că o să-mi dați dreptate. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Fără unanimitate. Mulțumim.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Turavăi, județul Bacău, aplicabil în anul 2023. Domnule primar. Mulțumesc. De ce râs, doamnă secretar? Înainte de, v-am spus, așa m-am obișnuit, înainte de a propune fie și o majorare cu 4,9%, o majorare, ceva care impactează omul de rând din Comuna Gurabăi, am spus așa că întotdeauna administrația locală trebuie să dea exemplu. Și trebuie să încep eu primul a da exemplu. Din adresa 11.066, pe care e adresată Consiliul Local prima dată, Secretarul General al Comunei Gurabăi, și Biroului Buget, Finanțe, Contabilitate, îmi diminuez benevol și voluntar indemnizația de primar cu 20%. Alături de mine și viceprimar. Deci ne diminuăm benevol și voluntar indemnizațiile de demnitar pentru a da exemplu că nu suntem oameni veniți aici după îmbogățire, după a beneficia de pe orice articol din lege, deși ne permite legea chiar 25% avem în plus pe lângă salariu. Nu ăsta e scopul nostru aici. Scopul nostru este să reducem cheltuielile cu funcționarea, în primul rând. Și evident că dacă primarul și viceprimarul au acceptat chestia asta, s-a întâmplat acest lucru și pentru aparat de specialitate al primarului Comunii Gurabăi. Lucrurile au venit, s-au așezat în făgaș și după decizia Curții de Conturi, care ne-a imputat anumite depășiri ale indemnizației. Cu toții cunoașteți că articolul 11 alineat 4 din legea 153 impune ca nivel maxim de salarizare indemnizația viceprimarului fără a putea fi depășită cu un leu. De aici în jos, așa spune legea, și de aici în jos am început și noi, am considerat că alături de viceprimar, oamenii cu răspundere din primărie, domnul secretar și domnul contabil, pentru că suntem oamenii cei mai des menționați în raportul Curții de Conturi, să beneficieze de același coeficient ca domnul viceprimar și de acolo în jos. Ca să vă fac așa un exemplu, fără a da nume și prenume, față de ceea ce se încasează acum, pe ultima lună, de prima noapte, ultima noapte de dragoste, de la un consilier superior cu gradație 5, din aparat de specialitate al primarului, la 1 ianuarie pierde 2.300 lei brut la salariu. Rezultă o diminuare a fondului anual de salarii cu 4 miliarde, 400.000 de lei. Este o economie pe care pot să o fac și nu am dat înapoi la o face. Am fost omul care am dat întotdeauna drepturile, dar și când situația o impune, am venit direct cu măsurile necesare ca să ajutăm și noi funcționarii, să ajutăm și noi cofinanțarea de care vă vorbeam înainte. Într-adevăr, la o anumită categorie de funcționari este un pic de rumoare, este un pic de supărare, eu sunt convins, dar nici secretarul, nici contabilul, după ce i-au hăituit Curtea de Conturi 6 săptămâni, când se uitau la salariu, diferența între ei și următorii era de 100 de lei. Ca așa, mai bine, cum a spus domnul secretar, mai bine mă duc pe funcții de execuție și nu mă întreabă nimeni. Am reașezat firea de salarizare, astfel încât să fie lucrurile de bun simț, ca să spun așa. Să diferențieze funcții de conducere, funcții de demnitate și tot ceea ce presupune aparat de specialitate. La capitolul contractual, ei nu exercită activități de putere publică. Evident că și lor le se modifică firea de salarizare, dar mai puțin impactat, pentru că oricum aveau coeficienți mici, nu aveau coeficienți enormi, ca să spun așa. S-au respectat prevederile legale cu privire la șoferii profesioniști. Acum știți foarte bine, un șofer profesionist, dacă îi dai 3.000 de lei, s-au pus utilajul și au plecat. Că la, aici, la Sherban Group sau la Agricultură, este 6.000-7.000 mână. Ia-i 3.000 de euro, 3.000 de euro. Dacă vrem să-i ținem. Dacă nu, nicio problemă. Dar rest, am spus, aici contractuale se diferențiază puțin de funcționari, au și alt tip de muncă, ies prin șanțuri, prin mâl, prin... știți cum se, nu poți să compari munca în frig, în ger, cu ceea de birou. Dar pentru aparat de specialitate, de anul, începând de anul viitor, în medii, veniturile diminuează cu 15-20%. Mulțumim. Mai sunt înscrie la cuvânt? Nu-i bun, domnul primar. Nu-i bun. În formele cu disănătate nu mai scrie țin. Se uită până atunci.
Până acum, când a venit, în Comitetul de Sănătate, era popă, voi primau. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativă teritorială Comuna Bacău. Domnule primar. Cu excepția cuantumului taxei, regulamentul rămâne același ca cel de anul ăsta. Am defalcat, în schimb, cuantum. Aveam două variante de lucru. Varianta clasică propusă de ADIS, per persoană, nu per imobil per persoană, per persoană, care se ridica undeva la 15-16 lei pe lună. Și vă fac un calcul la 15 lei pe lună. Vă fac, da? Avem persoane în comună cu 4-5 persoane în gospodărie. Înmulțiți, vă rog, 15-5. 75. Ori 12. Și vă dăm un cuantum pe care și pe mine... Deci vă spun sincer că și pe mine mă sperie. 9, 10 milioane de taxe de salubrizare. O sumă mare. Deci mi se pare mie mare. Care am un venit lunar. Dar mă uit la creșteri de prețuri, la asta. Cum să-i pune un om cu 3 copii mici? Sau așa, cum poate cu un singur salariu, să dea 10 milioane pe an sau 11. Pe salubrizare, da. Într-adevăr, o să spuneți că și generează și gunoi. Am defalcat imobilul cu persoană. Deci eu taxez imobilul, nu persoană. În principiu. Și are o creștere progresivă, ca să nu mai este discuțiile care au fost și într-adevăr, au fost oarecare greșeală. Când a pune același quantum 2-4 persoane, 5-7 sau așa, și am defalcat pe număr de persoane. O persoană, două persoane, trei persoane, patru, tot așa. Peste 7 persoane, același cuantum, nu știu dacă s-a atât de mult peste 7 persoane. Știu, da. Păi, gândiți-vă că eu vin cu taxe de salubrizare, cum ați aprobat-o, cum s-a aprobat în postul Consiliu, eu nici acum nu am încasată. Pentru că plătea juja, avea 15-16 milioane pe an. Nu l-a plătit niciodată. El abia acum. El ce plătește, nu plătește la curent. El plătește la restant. Și sunt multe cazuri de astea. De asta nici nu încasez taxa de salubrizare. Pentru că la vremea respectivă, eu au fost, ca așa au spus ADIS-ul. Nu poți să te dai direct în om, așa să eu calculez. La Bacău am înțeles că e 20 de lei de persoană. Nu știu cum o să încaseze. O să, efectiv, omori omul așa. Așa, cu o creștere progresivă pe imobil cu număr de persoane, e mai ușor de susținut. Părerea mea. La fel, pentru imobile neocupate. În toată lumea o spune, doamne, nu stă nimeni, nu locuiește nimeni la casa asta, cum se plătește salubrizare? Nu este numai că vine mașina la poartă și îți ia gunoiul. Că gunoiul generat de whatever a voi nu se rezumă doar la ce generează fiecare în parte, ci și la ce aruncă fiecare în parte. O să vă fac demonstrația pe 2 ianuarie. Când o să adun din sat, să vedeți cum venim numai aici, pe domeniul public, care de fapt nici nu e al nostru, păi în permanență adunăm o remorcă, două remorci, o remorcă, două remorci. Ăla nu putem să-l îngropăm, că face pușcării în ea primară, dacă îl îngropăm. Îl iau și îl pun și eu în tomberoanele care îl ia romp restul. Credeți că spune cineva că ăla-i lua, nu ăla-i lua de... ăla vrea scădem? Nu, 7.800 tonă. Nu discute. E tot gunoiul nostru, ca să o spun așa, e tot mizeria noastră. Și fiecare casă va trebui să o suporte. 100 de lei pe lună, pe an. E justă, nu e justă, să ne dea în judecat, deocamdată nu e la nimeni judecat, așa fac toate primările, se cheamă sistem paușal. La Onești, dacă nu locuiește nimeni, te debitează la nivel de o persoană și cine a mai avut tangenții pe Onești, poate confirma, adică e aceeași principiu peste tot. Dar nu mai putem în fiecare an să punem 1,5 miliarde din bugetul local. Nu când ar fi de încasat, ele sunt de încasat, dar când încasez? Cu banii aia facem altceva, uite, facem o cameră, două, facem o școală, facem școala Pătrășcani în interior. De ce să-i pun din buget local? Așa trebuie să o gândim. Iar costurile cu salubritatea, pentru mine, deocamdată sunt imprevizibile. Vorbim din după anul 2024, când se va negocia un alt contract, cu un alt operator, până atunci jucăm așa cum cântăm, cum se cântă. Mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supun la vot cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. 12. Proiect de hotărâre privind starea studiului de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului pentru obiectivul de investiții planul urbanistic zonal, centrală electrică,
stația Eolian, domnule primar? Da, o să vă citesc pe scurt la concluziile, vorbim de rotunda, ca să nu vă gândiți din altă parte, în rotunda. Da? E partea finală. Proiectul nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu, impactul este nesemnificativ pe perioada execuției proiectului de funcționare obiectivului, iar probabilitatea impactului este redusă. Deci, cu alte cuvinte, obiectivul de investiții poate avea doar un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic. Deci nu există riscuri asupra sănătății populației. Știți foarte bine deocamdată, nu locuiește nimeni efectiv acolo pe care să-i deranjeze. Noi avem și noi interesul să încasăm în continuare redevență, să se facă lucrarea aceasta destul de interesantă, că e la nivel de 3 UAT-uri. Vedem care o să fie beneficiile Comunii Gurabăi pe viitor. Acum rămâne la atitudinea dumneavoastră dacă cu acest accept el poate continua lucrarea. El și-a făcut datorie, a făcut studiul de impact, deși a fost oarecum hilar să facem studiul de impact în zonă nelocuită. Dar eu am spus că e mai bine să fim acoperiți de aceste hârtii și cred și eu că o centrală eoliană, o turbină de aia eoliană, nu poate să aibă un impact atât de negativ nici asupra mediului, nici asupra populației care efectiv nu locuiește acolo. Nu radiază, tu mă chiar dacă nu locuiește nimeni, studiul de impact se face, pentru că este zonă de intravilan și zonă de locuințe, respectivele eoliene. Deci la 300 de metri. Exact. Și ele au un studiu de impact fiind situate în intravilan. Deci nu s-a făcut, că ați văzut, numai două obiective atât. Deci nu s-a făcut pentru extravilan care nu are treabă. Adică asta să înțelegem. Chiar dacă nu sunt locuite, dar ele sunt locuințe în zonă. Și îți cere legislația pe mediu. Și apropo, încât are aprobarea de la Consiliul Județean, cu toate senatorii la Consiliul Județean și sunt mediu. Da, dar îi solicită mediu. Deci nu-i dă drumul, de la mediu fără acest lucru. Hârtiile trebuie făcute. Noi îl însușim, îi dăm mai departe hotărârea, eu îmi doresc să lucreze, să vedem și noi lucrare care, deja cred că vreo 2 ani de când. 2 ani. Au început acolo, e turnul de vânt momentan, așa că sunt noi eoliene. Eu nu pot să mă opun proiectelor de tipul ăsta de viitor, din punctul meu de vedere. Dar mai sunt șoarte acolo, când începe la să vânt. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Supunem la vot, cine este pentru? În unanimitate, mulțumim. 13 interpelări, petiții diverse. Domnule primar? Pot să vă spun doar atât. Suntem la ultima ședință ordinară a anului 2022. Un an extrem de greu, un an extrem de încărcat din toate punctele de vedere, un an extrem de așa fluctuant, ca să spun, în materie de evoluție a lucrurilor. Suntem sau nu suntem poate neapărat acolo unde ne-am propus. Poate pe locuri avem noi o parte de vină, pe alte locuri au fost elemente pe care nu le-am putut noi prevedea și controla. Cel puțin explozia prețurilor de anul ăsta nu a putut prevedea nimeni, cred eu. Poate domnul Antohi nu avea tezat, nu a început așa puțin. Așa, dar zic eu că suntem totuși într-un curs de dezvoltare normal, iar lucrurile o să înceapă să prindă contură odată cu anul viitor, cu canalizarea care va începe. Știu, o să mi se umple Facebook-ul de drumuri rele, mi-am spart baia, am făcut pană, da, sunt de acord cu toată lumea. Orice lucru s-a și cu sacrificiu. Nu, fără un pic de sacrificiu din partea comunității locale, nu se poate face. Acum vedem și Mânești. Deci nu poți, nu am reușit așa, am întrebat, domnule, apă, oarele, știți, canalizare, oarele, nu se poate, trebuie să spară. În condiții în care la noi trebuie să luați în calcul că trebuie scoase conducta rea, puse conducta bună, înlocuite conducturile stricate, înlocuite căminile de vani, înlocuite, completat sau echipat căminile de vani, da? S-au muncit de două ori. Trebuiau făcut de mult ăsta, nu acum. Bun. Încă o dată, întreb, avem noi Consiliul Local vreo vină pentru chestia asta? Nu. Noi facem lucruri să fie bine, să fie apă, la toată lumea, în Comuna Gurabăi, în 5 sate și inclusiv pe deal aici, ne dăm toată silința, observați că astea sunt lucruri pe care marjez apă, canal și dezvoltarea necesară comunii, plus celelalte lucruri care vin ca și normalitate. Dar asta a fost principalul obiectiv de investiții. Până acum, vă asigur eu și o să vedeți pe viitor, pe măsură ce se mai aprobă cererile,
Nu sunt doar astea care le-am depus. Depun constant cereri de finanțare. Și lucrăm la proiecte. Lucrăm la proiecte pentru a prinde orice din finanțare care cred eu că se pliază cu maniura voi. Și gândiți-vă că încă nu s-a deschis PNRD-ul ăsta mare pe bugetele alea foarte, foarte mari. Sunt informații că de anul viitor, undeva în martie, se va deschide linii de finanțare pentru gaze. Avem SF-ul gata. Urmează doar să mai actualizăm certificate de urbanism, le emitem și avizele. Dar SF-ul este făcut, este plătit la vent. L-am depus în secunda 1. Unii lucruri, v-am spus, țin din noi ca administrații, alte lucruri țin doar de administrațiile centrale și hotărârile guvernului. Toate lucrurile pe care le așteptăm, nu pot să fac un raport de progresie un an de mandat la 10 ani pe toți înainte. Nu am cum. La 10, eu sunt mai mult. Păi nu, la fiecare an de mandat să recuperez 10 ani. Nu am cum. Oricât aș vrea și oricât aș vrea dumneavoastră și oricât îmi dau eu silința și cred că, cel puțin din cei din jurul meu, au văzut sacrificiile pe care le facem, de a rămâne peste program, 11 jumate, 9, 10, numai să fie eu bine. Eu vreau și din sala asta. Asta e situația. A spus eu. La primelnicul de sănătate nu mai trece. Domnul Gramat, domnul Tătar, aveți răbdare. Domnul Sandu. Domnul Sandu. Domnul Vișan. Când ar fi gata la locul mare apa. Adică, când preconizează firma. Aproximativ. Știu. Dacă... Deci, acum suntem la capitolul stațiile din pompoare, tratare, trebuie făcute. Le-am recepționat pe o parte dintre ele. Mai rămâne ca să primim acceptul de gaz grid, să dăm drumul la curent. Că v-am spus că m-am trezit cu proiectul, domnul secretar știe, la jumatea lui, acele stații de pompare nu sunt prevăzute a fi legate la curent. Am făcut infarctul, m-am ridicat, m-am scuturat de nămol și am depus documentația. La Ion, știți foarte bine, că nu te prioritizează pe tine, că ești tu primar la gura voi. Ai depus cerul frumos, pe măsură ce vin lucrurile, dăm curs. Eu cred că, dacă vremea permite și se pot apuca de lucru. Luna martie n-are de ce să nu fie apă pe rețea. Brașările pot continua și sub presiune. Deci, pe mine mă interesează să fie apa pe magistrale. Că brașările individuale se pot face sub presiune. Mai este, în schimb, o altă problemă. Când m-am dus prima dată cu acele cereri și cu așa, prin diverse locuri, inițial au fost câțiva care nu au vrut. Ghici ce? Când au văzut că vecinul are... Și el. Dar spune că nu vrei. Să rămân la următoare. Dar mi-o se cap fântână. Ia echipa de pe Ienata, două înapoi pe strada Lanului. De pe strada Lanului, două pe strada Molnii. De pe Molnii, stai că mai vrea cineva în motocești. Stai că... Eu încerc să-i mulțumesc pe toți. Dar la un moment dat o să spun stop. Că doar ședea asta s-o întârzia. Ia-mă de acolo, ia-mă de acolo. La fel pe Ienata, o grămadă de discuții, nu a apărut. Fiecare și-o comandat inginer propriu de regiune de șantier, individual. Ce să mai... Pot să vă mai spun. Ca idei. Și numai soluții de alea fantasmagorice pe care nu pot depune în aplicare. Eu am un quantum per branșament. Eu nu pot depășesc quantum ăla. Dar ce să plătească ei? De astea așa, soluții de astea pe sus, cu spire, tip așa, s-o conectăm și la rachiu, nu merge. Deci de astea, la mine trebuie să... La mine trebuie să renunți la acel zid de sprijin. Cu riscul de a chica gardul. Că altfel nu pot să-i fac. Mai stau să se gândească. Când îi spui să se retragă puțin cu gata. Cum să mă retrag? Dragi, mie lumea să pământ. Păi dar ce vine și măsoară? Să vezi câți metri am eu pe titlu, câți am în curte. Dacă intru și măsoară, cu 2000 mai mult. Ca idei. Dar nu cumva să cedăm. Nu vrei, nu se poate, mergem mai departe. Nu mai stau. Mai am eu două branșări acolo, nu e o problemă. Domnul Șar, mai aveți? Scuzați, vreau să-l demn, domnul primar, cu asfaltarea pe acolo, tare m-aș bucura. Când vin băieți? Am emis autorizația de construire. Așteaptă să fac canalizarea. Luna... Luna martie. Este emisă autorizația de construire. Este și comunicată. După ce se termine. Da, eu așa vreau să termin cu apa. De acolo, dar eu două brașări, dar vreau și la trei acolo. Domnul Vișan, mai aveți? Nu, doamna Luna. Domnul Tătar, aveți cuvânt de aia. Păi la urmă, să vă spun acum. Ce să mai zic, la prins de rând, pot la TVN, nu mai. Domnul Andrei. Am și eu o propunere. Ia. Doar a zis că nu mai fac propunere, că sunt penal. Dar acum vreau să fac o propunere. A scăpat pe el, a făcut de propunere. Nu, 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 că n-am scăpat. A scăpat. Că unii clasare, vă spun. Da? Da.
Înseamnă că poți. Să văd anumite persoane care au fost în primărie și din consiliu, să-i duceți o leacă, să le arătați aici cum să facem un dig cu camioane. Eu am ceva pe suflet. Cineva l-am dus la Corbuc să-i arăt, să-i arăt dig cu camioane și nu, domnule, l-a făcut un mal. Deci poate acum îi mai arătați o dată. Eu promit că îi arăt când se termină. O, ce înseamnă unde? V-am spus, eu personal cu mașina am dus persoanele la Corbu, jos acolo, le-am arătat ce înseamnă dig cu camioane și s-a văzut rezultatul. Iar al doua propunere, vă doresc sănătate, sărbători fericite și la mulți ani. Domnule, și eu un an nou fericit, să ne întâlnim cu bine, sănătoși. Mulțumim domnului primar că ne-a primit astăzi cu copiii la colindat. Mulțumim pentru sprijin, da. Copiii n-au colindat pentru bar. Înseamnă minte la primărie. Eu am plătit care în 2012-2013, 2 ianuarie, mi-a trebuit să răspuns să mă revocă din funcția de viceprimar. Doar satisfacția de a colinda și chiar am rămas surprins. Copiii chiar au fost, să zic așa, încântați că vin să mai să colinde profesorii la primărie aici și mulțumim frumos, domnule primar, pentru sprijin. Să vedeți că s-a schimbat directorul de asta. Eu vă spun doar atât. Vă aștept pe toți pe 31 decembrie la ora 8. Câte date însă nici m-am uitat pe ce s-au înscris, îi primim pe toți. Mai trebuie să-mi fac eu o scriere. Îți de noștri, o să vină și copiii la școală pentru prima dată după foarte, foarte mult timp. Și ea nu s-au înscris la unul? Nu știu, îl fac eu. Îți iau surpriză. Ce îl face? Vă aștept pe toți. Suntem consiliu, sunteți consiliu local, comune, autoritatea deliberativă, noi suntem autoritatea executivă și oamenii din sat trebuie să vadă că este o bună colaborare între cele două, zic așa, entități. Nu cum era ca până acum, toate lucrurile, v-am spus, sunt făcute transparent, li vedeți, sunt la vedere, sunt explicate cât mai poți, o depinde și când mai ține capul și vocea. Băiatul, dar să știți că toate lucrurile sunt făcute cu foarte bune intenții, mai ales când vine vorba de copii, eu o să dat ieri, la 10 până 5, domn primar, dați-mi și nouă un băiat să îmbrace Moș Crăciun. Acum, băieții erau prin sat, cu gunoaiele, cu reciclabile, cu... De unde să vă dau, doamna profesoară? Dar n-ați putut să ne sunați mai înainte puțin, uite, vă pleca băieții de jumătate de oră. Dar era plecat și un mic interes. Dar aveți costum? Și că da. Dați-vă că mă îmbrac eu. Da, m-a dus la grădiniță aici, să iau copii. S-a părut moșcățiunea așa mare. Da, mulțumim de proședința întâiată, sărbători fericite.